Se știe foarte bine faptul că în momentul în care îți cumperi o mașină second hand, te expui la riscul de a lua o țeapă. Puteți observa și în aceste rapoarte poze înainte și după daune. Mașinile au fost reparate, puse la vânzare, kilometraj modificat. Bineînțeles, și în România se practică aceste scamatorii, să zicem așa. Puteți beneficia de 20% reducere la fiecare raport prin linkul din descriere. Exemplul este și această Skoda Octavia, care are și kilometri dați înapoi și anumite daune. Aveți link de care vertical în descriere. Bine m-am găsit la un episod, un episod în care o să conduc și o să vă prezint pe scurt încă o mașină adusă la comandă. De data asta avem un veritabil BMW, am adus seria 3, am adus seria 4, am adus seria 5, seria 7 cred că încă nu am adus, seria 6 am adus, seria 2 am adus, acum stăteam și mă gândesc, și iată că a venit timpul și pentru seria 1, din câte mi-amintesc eu cred că n-am adus nici o seria 1 până acum. Cred că este printre cele mai iubite modele de seria 1, fiind și destul de accesibile la ora actuală. Hai să pornim, avem deja cheia băgată aici, navigația și uite așa pornește motorul ăsta de 2.0 diesel, mașina este 1.2.0 diesel, este 2.0177 de cai. Pielea asta îmi place, destul de interesantă pe aici. Automată, încălzire în scaune, navigație, climă, sistem audio, hi-fi. Mașina asta a fost comandată de către o începătoare și mașina asta pot să zic e o mașină ideală pentru un începător sau o începătoare din anumite puncte de vedere, însă are și dezavantajele ei și sunt anumite aspecte care, după părerea mea, nu sunt recomandate pentru un începător și primul, bineînțeles, ar fi tracțiunea, pentru că e tracțiune spate. În schimb, ca începător, iar 177 de cai mi se par nici foarte mulți, dar nici puțini. Ca și spațiu pentru un începător, dacă mergi mai mult singur în mașină, nu știu dacă ai nevoie de mai mult. Adică eu zic că mașina asta e mai mult decât suficient. Un sistem audio key standard, key hi-fi, depinde ce plăcere ai tu. Dacă îți place să mergi cu muzica în blană, probabil te va interesa. Ai încălzire în scaune, care iarna, mai ales pe piele, e foarte benefică. Ai senzul de parcare față-spate, adică ce e mai important, eu zic că ai. Ca să vă dau așa un punct de reper, mașina asta a fost până în 5.000 de euro, adusă, cu toate taxele plătite, cu RAR, cu numere, cu absolut tot. Acum poate e mult, poate e puțin, mașina este din 2008, dar este motorul N47, printre primele modele, să zic așa. Dar după părerea mea are mai mult decât strict necesar ca o mașină de genul ăsta pentru un începător, începătoare, pentru că are o serie ei. Am văzut că are un consum de 7 pe bord, poate a mai mers și în oraș mașina de-a lungul vieții ei, nu știu ce să zic. Ideea e că eu zic că la drum lung, mers normal, mașina asta nu consumă mai mult de 5,5-6%, cred că pe acolo s-ar încadra. Avem geamuri electrice, avem reglajele pentru oglinzi, sunt electrice, însă oglinzile nu sunt rabatabile electric. Dar acum e discutabil, fiecare cum consideră pentru el, însă mie mi se pare o mașină bună. Bineînțeles, acum depinde ce buget ai, depinde ce nevoi ai, pentru că în bugetul ăsta eu recomand cu mare căldură și un Megane 3. Deși și Megane-ul a început să crească destul de mult la preț, sau oricum ține destul de bine la preț și nu prea mai prezici Megane-ul foarte ieftin. Acolo aș merge pe 1.5-1.6 DCI, clar, nu mi-aș lua benzinar, deși știu că sunt și oameni care merg strict urban și într-adevăr cu dieselul nu prea ar avea ce să facă acolo. Cutia schimbă bine, este în 6 trepte, avem și mod de drive sport, avem și semnalizare cu autotare în plus, comenzi pe volan, pilot automat, pilotul activând de aici și poți, trecând spre tine, să scazi viteza sau să o crești. Hai să vedem și ce știe. Mă rog, ideea e că, având în vedere că e o mașină relativ ușoară, mi se pare că are reprize bune, adică eu zic că te poți baza pe ea, dar pentru un începător nu i-aș recomanda să se bazeze pe ea și să nu facă depășiri. Însă, dacă ești începător, ești tânăr, vrei o mașină care să aibă ceva spațiu, cât de mic acolo, mașina asta nu pot să zic nici că e înghesuită, dar nici cea mai spațioasă nu e. Și din nou intervine treaba de gusturi, intervine treaba de buget, pentru că, într-adevăr, mașina asta se conduce mult mai bine cât un Megane 3, dar Megane 3 îl iei Euro 5, 2010, 2011, 2012 în bugetul ăsta. Dar, într-adevăr, este mai plasticos, niciodată nu o să-ți transmite ce transmite mașina asta. Adică
bine, sunt 277 de cai pe o caroserie destul de ușoară, e un hatchback, adică e clar că Renault nu o să-ți transmită asta niciodată, dar din nou toate pentru prețul corect. După părerea mea, mașina merge foarte bine, cutia schimbă foarte bine, iar asta a fost, mașina asta a fost fabricată în generația când încă se făceau mașini bune și trainice. Adică materialele folosite mi se par foarte solide, nu scârție nimic la interior, e foarte bine făcut, am mai spus-o și prin alte episoade. Consider că E90, E60 și orice s-a făcut în generația asta au fost probabil ultimele generații de mașini care chiar s-au făcut bine. Ăsta pe aici mă mir că nu e mâncat, dar și interiorul ăsta e interesant. Pentru începătoare e mai mult decât ok mașina asta. Adică iarna nu îngheț de fric, clima merge, navigația merge, pilotul merge. Adică știu că mulți dintre voi poate sunteți începători și vreți mașină de 15-20 de mii de euro, poate vă oferă părinții și așa mai departe. Însă, până la urmă, experiența, după părerea mea, cea mai bună o prinzi tot cu o mașină puțin mai ieftină. Sau, bineînțeles, depinde și de cât de calculat ești tu, să nu te apuci să faci drifturi și alte cele. Adică sunt începători care au primit mașini de sute de mii de euro și sunt începători care au primit un Logan. Și probabil Logan o să te învețe mult mai multe lucruri despre șoferie, pentru că se conduce mai greu, nu ai așa de multe sisteme și nici nu prea te împinge să-l alergi, pentru că nu ai ce să alergi. Acum depinde, bineînțeles, poți să prindi și cu ăla 140 și să te oprești și nu știe unde. Dar, na, mă rog, e discutabilă treaba asta, discut cu foarte mulți începători ce mașină să-mi iau, ce mașină să-mi iau. Sunt mulți factori ce influențează alegerea pe care să o faci. Buget, caroseria care te-ar interesa, bine, mai mult de un sedan, berlină, hatchback, coupe, eventual, nu cred că ai ce să... Nu cred că vrea de ce să iei altceva. Și eu zic că dacă ai într-o mașină ca începător niște comenzi pe volan, un pilot automat, dacă ai și o cutie automată, cu atât mai bine, dar trebuie să-ți asumi și niște costuri la un moment dat. La fel și la motorul ăsta trebuie să-ți asumi la un moment dat distribuția. Acum e discutabil, adică sunt mașini în care, de exemplu, la fel, cumperi Megane 3 și dacă îi faci distribuție, ulei, filtre, nu știu, te duci în 3-400 de euro. La asta te duci din start 4.000 de lei, 3.500-4.000 distribuție cu ulei, cu filtre. Adică fiecare mașină, fiecare brand vine cu costurile lui, fiecare mașină vine cu costurile aferente și cu riscul de a se defecta anumite piese. Însă mașina are și farurile cu xenon, care la fel le consider un plus. Și pe timp de noapte ai o vizibilitate bună și plus că ajută mașina să arate mult mai bine. Adică, din nou, sunt niște dotări care, să ne gândim că mașina asta deja are ceva ani în spate și i s-a făcut și buletinul chiar, așa că, na. Dar totuși, v-am zis, mi se par genul de mașini foarte bine făcute, solide și cred că și la capitolul insonorizare stă destul de bine. Adică eu zic că dacă ai așteptări normale de la ea, un seria 1 din ăsta e mai mult decât suficient, dar să o folosești în regim urban, că știu că sunt și începători care vor ei să plece primii de la semafor și așa mai departe, dar nu fac decât să creeze uzura aiurea în cutie, în ambreiaj, în frâne, consumul să crească și el. Și eu sunt de părere că un începător, sau cel puțin eu când am fost începător, mă interesa, am avut Loganul 4 ani de zile, dar mă interesa să am o mașină cât mai ieftină de întreținut, să consume cât mai puțin, să pot să mă plimb cât mai mult cu ea, astfel încât să prind experiență, să merg singur pe timpul nopții, să-mi dezvolt niște reflexe, să-mi dezvolt un stil de condus, astfel încât să știu și eu, în cazul în care se întâmplă ceva, cum să reacționez. Știu că mulți nu se gândesc la treburile astea și știu că foarte multe persoane, și eu, într-o oarecare măsură, când am luat permisul, am vrut să arăt eu cât de șofer sunt. Însă, până nu pățești ceva, până nu stai unul calea, până nu-ți dai seama că erai aproape de un accident foarte grav sau ajuns să ai accidente, nu o să realizezi faptul că, de multe ori, uite, dacă frânai la timp sau dacă nu mai făceai tu o depășire la limit, așa, nu se mai ajungea la diferite probleme care puteau să intervină. Dar, din nou, toate astea le culegi din experiențele zilnice, din stradă, să zic așa, de pe stradă. Nu știu, îmi place foarte, adică aș da oricând
experiența pe care o am cu E-clasa meu, pentru că se conduce ușor, ok, nu te obosește la drum și așa mai departe, dar o mașină din asta te face să te simți șofer. Ai o direcție mai greoaie, ai, nu știu, tracțiune spate, eventual dacă vrei tu să mai faci câte un jumbușluc prin sens fugitor sau ce vrei tu, deși nu recomand. Ai o cutie automată care, ok, nu e cea mai sfântă, nu e cea mai lină, nu e cea mai fină, dar îți transmite un feedback. Ca să citez un prieten de-al meu, a zis următoarele vorbe. Seria 390, mașinile din generația asta, E60, au rămas cam ultimele mașini care încă păstrează legătura între șofer și stradă și care încă îți transmit ceva. Că e vorba de feeling-ul din direcție, că e vorba de feeling-ul din cutia de viteze, că e vorba de orice, de cum îți livrează puterea, habar n-am. Că, de exemplu, dacă vrei tu acum să fii pilot, o dai în drive sport și o calci 60 și ai ajuns la 100, ceea ce mi se pare mai mult decât suficient pentru o mașină de începător, din nou. Dar sunt sigur că probabil cea care a cumpărat mașina asta nu o să facă treburile astea. În schimb, mie personal îmi place din când în când să mai merg și așa. Mașina mea e clar, nu e concepută pentru așa ceva. Adică nici nu are oricum reprizele astea, că e o mașină mult mai grea și are și mai puțin cai, deși într-adevăr transmisia livrează puterea altfel. Și nu numai de transmisie, ține și de uzura motorului și așa mai departe. Deși, cred că am omis să vă zic, mașina are 225.000 de kilometri, ceea ce iar nu mi se par mulți pentru mașini în generația asta. Acum depinde, sunt mașini care au 350.000 de kilometri în generația asta și merg foarte bine. Deja s-au schimbat foarte multe consumabile costisitoare și după părerea mea ar merita banii fără doar și poate. Sau sunt și mașini care sunt cumpărate la, nu știu, 160.000 de kilometri reali, unic proprietar, cumpărate de nou, dar poate au fost puțite prin oraș, poate au fost înfundate și așa mai departe. Mai ales că mașina asta e un 2.0 diesel, trebuie din când în când să aplici metoda asta, o dai în sport, o mai alergi din când în când, sau o ții pe manual, sau mergi la autostradă cu 120, 130, 40, să ai măcar 2000 ceva de ture. Deși, după părerea mea, generația asta, și pe bază de istoric, așa, generația asta nu prea a avut probleme cu DPF-ul, decât dacă au fost exploatate prost. Adică, n-au fost scoase la drumuri lungi și au ratat foarte multe regenerări și așa mai departe. Dar, în rest, DPF-urile de pe E60, E90, seria 1, cam tot ce e generația asta, eu știu că nu prea au avut probleme. Ideea este că ele, din câte știu, dacă nu la E60 sau E90, sigur, sunt setate din soft la 250.000 de kilometri să fie schimbate, dar eu zic că un DPF din ăsta ține lejer 350-400.000 de kilometri dacă mașina este exploatată corect și este condusă când trebuie să fie condus un diesel. Nu trebuie să-ți bagi joc de diesel, nu trebuie să-l ții în oraș, nu trebuie să te bucuri să zici că mi-au diesel consum mai puțin, pentru că oricum în oraș, bară la bară, diferența între diesel și benzină nu e foarte mare la consum. Și aici intervin consumabilele care pot să pice. Adică, îți pică o neghere, îți pică injectoare scumpe, îți pică DPF-ul se înfundă, nu mai trage mașina, ți-o limitează. La benzinar nu ai atât de multe piese care se pot defecta dacă mergi și sub turaș și strict în urban. Acolo spui și gaz dacă vrei și nu prea ai bătăie de cap. În schimb, da, uite, poate mulți ar vrea manuală. Mașina asta se sigur că se conduce foarte bine și manuală. Eu am avut un E90 manual o perioadă de timp, vreo 40.000 de kilometri pe care am făcut în vreo 8 luni. Am cumpărat-o de pe ADES, am cumpărat-o cu un brief pierdut, nu m-am uitat, adică nu e vina ADES-a, eu nu m-am uitat, m-am grăbit, am văzut la un preț ok și am zis hai să o iau. Și 40.000 de kilometri am mers cu mașina aia, îmi plăcea timonăria, îmi plăcea direcția, îmi plăcea absolut tot. Deci mașina aia mi-a plăcut foarte mult. Era și M47 motorul cu distribuția în față și tot așa avea vreo 340-350.000 de kilometri. Singurul defect era volanta, care într-adevăr bătea și probabil era cea originală, dar din nou, să țină un volant, cred că era cea originală, deși 350.000, nu știu ce să zic. O volantă inconsumabil la un moment dat, oricum la orice mașină îl schimb. Și ce mai îmi place la mașina asta e că, ok, o dai în manual, dar poți foarte simplu să te joci și cu impulsurile pe plus și minus, dacă vrei tu să dispui de putere sau pur și simplu să fie, habar n-am, să te simți un pic mai pilot, cred că asta e explicația corectă. Poți să mergi și într-a șasea la 1200-1300 de ture la 70, dar nu prea recomand pentru că subturezi și n-are sens. Hai să o băgăm înapoi în drive. Dar asta v-am zis,
îți asumi niște costuri, se conduce foarte bine ca mașină. Eu, dacă ar fi cea mai bună mașină, cred că totuși tot pe Megane 3 aș merge. Acum din nou, nu se conduce la fel, nu transmite aceleași lucruri, dar nici prețul nu e același nici la piese, nici la mai multe altele. Dacă aveți un Serie 1 în familie sau conduceți un Serie 1, spuneți și mie în comentarii dacă sunteți mulțumiți de el, de ce, dacă nu, de ce. Dacă folosiți Instagram, găsiți pozele cu ea din licitație și de când a ajuns pe Instagramul meu pe care l-aveți în descriere. Iar noi ne revedem la următoarele episoade, pentru că deja ne-a atacat aici Sorinel și nu cred că o să mai vedeți mare lucru. Așadar, ăsta este episodul, iar noi ne vedem la următoarele episoade. Vă salut!